Ofertele pornesc de la 161 de lei pentru un sejur la hotelurile, vilele și cabanele de 2 stele, 258 de lei pentru 3 stele și 368 de lei pentru 4 stele. Programul își propune să promoveze turismul montan, asigurând accesul la odihnă la tarife speciale unui număr cât mai mare de turiști români. Tarifele practicate în cadrul acestui program special de către hotelurile de la munte vor fi neschimbate față de anii trecuți. Acestea sunt cu până la 50% mai mici față de tariful de recepție din această perioadă, precizează reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc. În premieră, anul acesta, hotelierii au introdus facilitatea pentru copiii de până la 7 ani, maxim 2, prin care aceștia pot beneficia de gratuitate dacă sunt cazați în camera părinților. De asemenea, sejururile la munte în România la tarife reduse pot fi achiziționate și de turiștii din Republica Moldova. Biletele pot fi cumpărate de la agențiile membre ale Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova, care sunt partenerii Federației Patronatelor din Turismul Românesc.